povesti niciodată asta. Pentru că n-am știut că vă interesează. Cine e? Benzia! Să rămână, tanti, ce faci? Bine, mă, Cătăline! Ea e prietena mea, Celina. Celina, tanti. Să rămână. Celina lucrează la un film și caută comuniști. Și i-am zis că am eu unul. Nici dacă nu-l găseai acasă. Deci luăm urma. Mai ai carnetul de partid? L-am aruncat. Nu te cred. Păi și dacă se întoarce comunismul, ce faci? Fac unul nou. Vezi că pe criza asta sigur se întoarce. Dar ce vă trebuie? Pentru film, ca model. Și nu găsim. Tanti, să iei și niște poze ceva. Să cau... Bună ziua! Să nu duci mie time code-ul ăsta și numărul secvenței. Să luna! Bună ziua! Să luna! Mătușa mea, Emilia? Pare bine. Cea mai mare comunistă pe care o știu eu? Nu vă uitați în gura lui, râde de mine. Am fost amărâtă de maestru. Bine, păi v-am adus sau v-am pupat. Dacă mai aveți nevoie de ceva, orice... Uitați carnetul de partid al doamnei. Mulțumesc. Celina, ocupă-te tot de contractul, doamne. Sigur, imediat. Haideți, vă rog. Haideți să luați un loc. Da. Vă rog. Mulțumesc. Nu. Serviciu, familie, n-am. Să rămână. Bine că v-am găsit, tanti. Haideți să mergem să semnați contractul. Mergem. Da? Poate să ne mai vedem, poate să ne mai auzim. Sănătate, sănătate multă. Să rămână. Atenție, pătează. Pardon, mersi. Mamă, ce e aia? Ea e prietena lui Cătălin. A, îmi pare bine. Alice? Bine, îmi pare bine. Hai să mergem. I want to introduce you to my mom's sister, Sanda. Hello. Encantat. Ah, ia uite că vorbește. Da. Love me, feed me, never leave me. And this is my cousin, Cătălin. Cătălin, nice to meet you. Alin, nice to meet you. And this is his girlfriend. Celina. Hi, Alin. Come on. Hai să... After you. Hai, uite aici. Țucule, mă, dar ce te-ai gătit, mă? Ia, mami, desca, te rog, ajută-mă tu. Aici? Da. Dar ce s-a scris, soră meu? Cadou de la copii. Alin. Ce cadou? Ce-a venit cu ouăle în geamantan de acolo? Nu, e un borcan special în care pui ou fiert și îl presează așa și se face pătrat. Extraordinar. Și e scumpă o chestie de-asta acolo? E vreo $4-5. E scumpă. Auzi, dar nu poți să iei să cumperi doar presa? Că borcan avem și noi aici. Nu, că e borcanul special, are perforație. Borcane americane, sori meu. Un pic, hai. Mersi. Ata. Hai noroc și sănătate. Noroc și sănătate. God bless America. And Romania. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Țucule. Nu stai că e doamna Străiescu, mă duc eu. Hai, dă-l. Dă-l peste cap. Hai, Aline. Bravo. Bună ziua. Bună ziua, mă bucur că ați venit. Poftiți. Bună ziua. Hai. Alin, honey. Oh. This is Mr. Aescu, my teacher. Oh, it's a great pleasure to meet you. How do you do? Very good. Here, come sit down. Love that. Mulțumesc. Așa. Mulțumesc! Nu vine să cred! Mulțumesc! E minunat! Look, honey! No. Oh, brilliant! Ia uite! How beautiful! Da, vezi talent, doamna Soares? Seamănă cu mine! Seamănă cu mine! S-a mai îngrășat un pic, S-a mai îngrășat! Țucule! Așa, mersi! Mersi, mersi! Mamă, cum arată? Vă servesc? Nu, mulțumesc, am mâncat.
puțin de gust așa. Nu, mulțumesc. Fac un tratament pe bază de grâu. Ce spuneau? Grâu, doamne, se calc cu tărâce, linte, e aur, vindecă tot. Vreau să mă apuc și de yoga. Ah, foarte bine. Dacă îmi permite, doamna Stoescu, yoga bun, dar pilates, pilates se poartă acum și e ființă. E, calmează, relaxează și se așează altfel carnea pe tine. Da, dar e altceva. Da, eu am mai multă încredere în yoga. Și eu la fel. Nu, că e bun, e bun yoga. Știți că există acum o tabără de yoga? Unde? La Hunedoara? Unde? La Hațec. 7.850 de euro. Vă aduc niște socată măcar. Sau puțin whisky. E tot pe bază de grâu. Plecăm în genunchi. Ora 7 dimineață. Cimitirul din cea civil. Agitație mare. Desfumarea cuprului Ceaușescu este pregătită în cel mai mare secret. Agenții de bază au misiunea clară. Niciun curios să nu asiste. Vrem să vedem dacă există ceva în morminte. Și după aceea, după analizele de specialitate, dacă sunt ei sau nu. După 20 de ani, 7 luni și 27 de zile, urmașii Nicolae și Elena Ceaușescu pot afla în sfârșit ce se află. Nu vin să cred. Sunt fericit și sunt onorat. Noroc și sănătate. I'd like to give a toast as well, if I may, to you and all the wonderful people I've met here. I think Romania is a great country, and maybe it's just these, but I really like it here, and I'm really lucky to be with all of you. So, noroc. Noroc. Jimmy, asta de aici o vreau un metru jumate mai încoace, e prea în spate. Și ăla e de la noi? Da, în spate, e nevoie de... Păi nu e nevoie de... Scoți din cadru. El e regizorul. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bună ziua! M-a sunat Celina să vin la filmare. Păi bine a făcut. Da, și am venit și cu bărbatul meu. Îmi pare bine. Vă salut. Celina? Vă supărat. Spune. Da. De ce rog? Ei și schimb pe amândoi. Bună ziua. Acum, urgent. Da. Jimmy. Să știți că atunci era lumea mai multă. Am înțeles. Jimmy? Da. Hai vin un com. Dă-mi și mie aia cu vizita lui Ceași, că te rog eu frumos. Are vreo legătură că sunt aici cu ce avem noi? Era vorba că face diopiu mulțimea virtuală. Nu, bine, nu, așa început să am o mie. Ca așa a promis. În ce ați fost îmbrăcat atunci? Atunci avea costum național. Da. Aha. Stați puțin. Teo, vino puțin, te rog. Îmi trebuie un costum național pentru doamna. Și eu ce joc? Pe ce ați fost atunci? Pe atunci nu m-am lăsat să intru în obiectiv. Mica! Mica! Tovarășu? Am adus socată... Ți-am călcat eu cămașa și de asta da, am întârziat. Fetița, vine cu mine. Du-te, mă. Hai! Și cum am să o recuperez? O să fiți anunțat! Uite! Dar nu le aveam paste atunci. Păi, altceva nu avem. Da. Și acum caută ceva și pentru domnul Țucă, te rog. Și când o să coboare cel care îl interpretează pe Ceaușescu, ieșiți înainte și nu uitați de transpirație. Cum simțiți, vă tamponați, da? Și fiți atentă, vă rog, să ieșiți la timp. Și Florbe, când se filmează, că se ofilesc. Și eu ce joc? Dumneavoastră, domnule Țucu, veniți cu mine. Haideți cu mine. După ce se termină filmările, ne vedem la mașină, da?